Așa cum v-am promis, astăzi mă aflu la Institutul de Geodinamică, în biroul doctorului Armand Stănică și alături de generalul în retragere Nicolae Gligor, pentru a vorbi despre un subiect extrem de sensibil, dacă pot fi prognozate cu tremurele. Sigur că sunt unii care spun că pot fi și provocate. Este o altă discuție pe care noi o vom continua. Dar astăzi, pentru că, așa cum v-am arătat în săptămânile trecute, există niște oameni care cercetează și care au ajuns la niște concluzii, nu numai în România, poate și în alte locuri, vreau să vă explic și poate așa reușim să sensibilizăm autoritățile statului că se poate face ceva. Putem să avem niște prognoze. Nu este doar o poveste. Le spun bună ziua gazdelor mele, pentru că sunt în vizită la dumnealor aici în birou. Domnule doctor, vreau să vă întreb ceva. Domnule, atât a putut statul român? Adică dumneavoastră înțeleg că faceți o muncă uriașă. Mi-ați spus înainte să începem interviul că în 10 ani ați primit 14.000 de euro și că majoritatea investițiilor făcute în acest birou sunt din banii dumneavoastră de acasă. Da, așa este. Dar totul se întâmplă din cauza unor grupuri de interese care sunt foarte deranjate de această descoperire. Da, și înțeleg că această descoperire este bună nu numai pentru România, ci și pentru întreaga lume. Ați avut oferte din alte țări să mergeți? Da, bineînțeles, suntem în discuții cu mai multe guverne din alte țări. Dar în primul rând îmi doresc să creez în România un centru de prognoză seismică, fiindcă avem această metodologie dorită și de NASA. V-au contactat cei de la NASA? Da, bineînțeles, avem un contract. Da, guvernul României v-a contactat, domnule Stănică? Nu. I-am contactat eu în 2017, chiar e interesant de știut. În 2017 am anunțat CSAT-ul. Vreți să vedeți ce răspuns am primit? Vă rog! Citiți aici răspunsul. Domnule Armand Stănică, vă mulțumim pe această cale pentru informarea transmisă Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a fost înregistrată la Secretariatul CSAT cu numărul DSN1 170/2017. Totodată vă dorim mult succes în continuare în activitatea de cercetare din cadrul Institutului de Geodinamică al Academiei Române. Cu stimă, consilier de stat Gabriel Cristian Pișcociu. Adică sănătate și la revedere! Da, ne mai auzim! Dumneavoastră totuși primiți o finanțare de la Academia Română. Vreau să facem această precizare ca să fie foarte clar că nu este o firmă de apartament, nu este o chestiune neserioasă. Nu, suntem recunoscuți, deci metoda e recunoscută de ani de zile de NASA, ni s-a propus o colaborare, vom colabora, sunt mai multe state interesate să colaborăm, numai că în principal îmi doresc primul lucru ca în România să fie făcut acest centru de prognoză științifică și în niciun caz să nu fie doar un simplu transfer tehnologic, cum toți vor de fapt, prin care România, pentru a beneficia de aceste prognoze, trebuie să plătească lunar la acel centru din străinătate. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Sunt de acord, ok, nimeni să nu moară pe această planetă. Dar să avem și noi un centru și apoi facem în orice altă țară. E invidia românească, concurența dintre instituții, e o luptă pe bani, ca să zic așa? De ce să spun eu asta când poate toată lumea să-și dea seama, nu? Domnule Stănică, domnul general a avut amabilitatea să intervină la mine în emisiune de două ori și a explicat câteva lucruri. A vorbit despre descoperirea noastră și a tatălui dumneavoastră, pentru că Deci ați preluat această descoperire de la tatăl dumneavoastră. Bineînțeles, asta este o muncă de zeci de ani, nu este o muncă de 10-15 ani. În atâția zeci de ani, niciun responsabil al statului român nu a dorit să stea la masă cu dumneavoastră să afle măcar ce ați descoperit? Ba da, doar că într-un fel, ce drept, îi și înțeleg pe oameni când spui, domne, sigur, deci se pot prognoza cu tremurele. Deci noi, în ultimii... Dar nu putem să știm când, unde și la ce oră. Stați un picuț. Deci, în acest moment, de fapt, de ani de zile, putem prognoza cu tremurele cam cu două zile înainte să se producă. Și putem estima și magnitudinea lor. Știm, de exemplu, dacă Bucureștiul va fi afectat sau nu.
Domnule Stănică, vă propun așa, pentru că aici aveți niște tabele și aș vrea să le explicați telespectatorilor care, în ce constă descoperirea noastră și cum pot fi prognozate aceste cutremure. Că poate așa și autoritățile române vor fi sensibilizate și vor înțelege, că telespectatorii sunt convinsă că vor înțelege. Da, spectatorii, în primul rând, nu cred, am vorbit cu persoane care au venit aici și nu vreau să creadă la început și după aceea au zis, da, e imposibil. Haideți dar cum să le explicăm. E cel mai bine așa că... Acestea sunt niște date așa, prelucrate. De anul acesta, văd din... Da, este vorba de cutremurul, care este... primul cutremur din Turcia. Care este procedura din punct de vedere tehnic, dar pe înțelesul tuturor? Adică, ce faceți noastră? În ce constă descoperirea dumneavoastră? Da, haideți să vă explic. Deci, înainte să aibă loc un cutremur în zona epicentrului, au loc niște mecanisme, da? Dar indiferent de ce mecanism ar avea loc, cutremurul, înainte să se producă cu cam o săptămână, începe să emită încep din zonă să se emită electroni. Din cauza presiunii foarte mari și a stresului din ce în ce mai mare, atomii donori încep să libereze din ce în ce mai mulți electroni. Haideți să un pic mai pe înțelesul tuturor, așa, ca să... Pe înțelesul tuturor. Deci, în zona unde se va produce cutremurul, este ca un burete plin cu apă. Așa. Stresul crește, da? Da. Apeși pe buretele ăla. E bine, și încep să iasă picături de apă. Cu cât te apropii de momentul producerii cutremurului, cu atât mai multe picături de apă ies din buretele respectiv. E bine, acele picături de apă sunt electroni. Electronii nu pot să circule prin pământ, că pământul este semiconductor și atunci trebuie să circule prin anumite căi mai conductoare. Și s-a descoperit, tatăl meu a făcut această descoperire. Așa, uitați aici. Pe această hartă, aceasta e zona seismogeană, Vrancea, și există, acum toți oamenii academici o să spună, vai cât de urât se exprimă, dar o să spun, este ca și cum ar fi prin pământ niște cabluri, da? Ca să înțeleagă tot omul. Am înțeles. Care înțeapă zona Vrancea și un cablu. Dar nu sunt niște cabluri, ca să fie clar, să spună că spuneți... da. Adică sunt, de fapt, niște zone conductoare, înțeleg eu, da? Niște canale. De restivitate crescută. Dar ele sunt naturale, nu sunt construite de cineva, ca să înțeleagă toată lumea, da? Da. Deci descoperirea tatălui noastră în asta contă, că a identificat aceste zone prin care se transmit... Aceste semnale. Și aceste zone, de exemplu, o iau spre Marea Nordului, zona aceasta se duce spre Marea Egee, asta ne interesează foarte mult. Și spre Rus. Și ce se întâmplă? Deci cam cu vreo 10 zile, 2 săptămâni sau o săptămână, deci în funcție de mecanismul prin care se produce cutremurul, încep să plece electroni. Și pe unde să o ia? Pe aici? Nu. O iau pe aceste fire și se duc în direcțiile astea. Am înțeles. Dumneavoastră aveți deja două stații de măsurare. Una este în zona Câmpina, cealaltă în zona Buzău. Uh-huh. Și ar mai fi nevoie să mai existe și în alte zone ca să puteți... dumneavoastră, după ce vă explic, dacă am nevoie sau nu. Fiindcă dumneavoastră nu aveți nicio pregătire, exact cum în acest domeniu. Pregătire am, dar n-am în domeniu. În domeniu, exact ca politicienii noștri. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Eu am pretenția că noi la presă avem pregătire mai bună decât politicienii noștri, să știți. Haideți să vedem. Deci, cu câteva zile înainte, să zic cu vreo săptămână înainte de începerea unui cutremur, încep să plece electroni. Se duc așa. Deci, prin acest cablu, avem un curent electric care crește în intensitate, din ce în ce mai mult. Ce înseamnă asta? Câmpul magnetic crește și el. Crea de acest câmp electric. Dacă vii cu un senzor electromagnetic, îl pui fix deasupra acestui cablu ca să ai semnal util cât mai mare, ce vei seziza? Vei seziza un câmp magnetic care crește din ce în ce mai mult pe măsură ce te apropii de momentul producerii cutremurului. E simplu? Da, este foarte simplu, dar și înțeleg că există o limită peste care dumneavoastră începe să înțelegeți că intensitatea cutremurului va fi mai mare și va afecta mai multe zone. Bineînțeles. Numai că noi, cum să spun, dacă te iei doar după acest câmp magnetic,
greșești. De ce? Vă dau un exemplu. Există câmpuri magnetice generate de factori antropici sau naturali. Ce înseamnă asta? Hai să luăm factori naturali. De exemplu, are loc o explozie solară. Emite electroni, electronii în această zonă, ce fac? Generează o tensiune electromotoare, crește câmpul magnetic enorm și atunci zice, vai, urmează un cutremur. Deci, trebuie scoasă influența soarelui și altor chestii naturale. Apoi, factorii antropici. Dacă e, de exemplu, o linie de înaltă tensiune, generează o tensiune electromotoare pe aici. Trece un tir care are aprindere electrică. O sarcină în mișcare generează câmp electric, câmp magnetic pe care îl ia în considerare, senzorul de aici. Dacă ai un oraș în apropiere, seara aprind toți becurile. Câmp magnetic imens. Îl sezizează senzorul. Deci noi trebuie să scoatem fiecare... Să faceți distinția între... Sunt mii de semnale, mii de semnale care trebuie scoase ca să-ți rămână doar semnalul util, să spui, da, asta e de la cutremur. Metoda cu un astfel de senzor nu este, cum să spun, e universal cunoscută. Și americanii și japonezii fac treaba asta. Haideți să explicăm acum concret. Pe perioada aceasta care a îngrijorat pe toată lumea, plecând de la cutremurul din Turcia. Acestea sunt niște date pe care le-am luat direct din calculatorul de la Buzău, fiindcă s-a oprit. A fost curentul luat, s-a blocat, a mers. Deci sunt semi-prelucrate, dar încă se vede foarte bine. Cutremurul a fost pe 6 la Turci, da? Da, pe 6 februarie. Și se vede clar cum aici înainte au fost tot niște mișcări foarte mici, dar apoi semnalul precursor a crescut. Semnalul precursor este... obținut sau este... Acesta este semnalul acela care mergea spre Marea Egee? Adică ce ați măsurat la Buzău? Da. Este acea zonă care mergea spre Marea Egee pe care ne-ați arătat-o pe hartă inițial? Da. Deci da. Să înțeleg că au apărut pe măsurătorile dumneavoastră niște modificări? Bineînțeles. Deci noi putem prognoza cutremure și din alte țări. Noi am mai făcut asta. Fac o paranteză. În Albania, când a fost cutremurul acela de a murit logodnica fiului primului ministru, știți că evenimentul acela, noi ne-am dat seama cu două zile înainte. Am anunțat Academia albaneză, da, asta e. Deci noi am prognozat, chiar și am prognozat și cutremurul din Polonia, când într-o mină au murit niște oameni. Dar pe cine să anunți? Deci trebuie format, trebuie făcut un centru serios cu legături internaționale. În întreaga lume, da. Da, dar mai întâi să-l facem pentru România, cum trebuie, în acest moment. Bun, deci ce s-a întâmplat? Deci 6 februarie a fost... Noi urmărim această linie punctată, da. Care este practic o medie a acestor semnale precursoare, care pentru forma finală mai trebuie încă o dată prelucrate. Dar se vede foarte clar și de aici că urmează un fel de curba lui Gauss și de la câteva zile de la vârf s-a descărcat cum ar veni. Da, urmează cutremurul. Deci întotdeauna la toate cutremurile... Și iată pe 7 văd că începe să crească din nou. Da. Așa se explică și celelalte cutremure care au venit? Bineînțeles, 2 secunde. Asta este stația de la... în apropiere de Câmpina. Da. Din cauza că și aici a fost luat curentul câteva zile. Da, știu că ne-ați spus, da. Așa, zona asta este fără date, de aceea trebuie să apelăm la datele de aici. Dar se observă că încă de pe 24 ianuarie începe să crească. Da. Aici bănuiesc a sărit mult peste linia roșie. Nu, da. Așa, și apoi a scăzut. Cutremurul a fost pe 6. A scăzut, numai că vedeți, a mai crescut încă un pic. După care a scăzut. Fiindcă a fost cu tremurul ăsta de pe 20, parcă. De 6, nu știu cât. Acum 2 zile, da. Așa. Deci... 6,4 a fost. Se vede foarte clar. Numai că de acum începe să scadă și pot să spun că la turci, în următoarea perioadă, nu o să mai fie cu tremure atât de mari. Vor fi replici 10. Se liniștească zona. Se liniștește zona. Sute, că deja au fost mii.
Da, deci... Deci se liniștește mici, zona. De 1, 2, 3 nu contează. Contează ce e peste 6. Că asta te... Vreau să-mi spuneți acum dacă există vreun pericol în România pe măsurătorile pe care le aveți acum, pentru că noi am rămas în contact și toată perioada weekendului. Deci în acest moment nu există niciun pericol pentru România. Chiar nu există. În momentul în care au mai fost cutremure în România, noi am încercat să mai anunțăm, dar nu avem pe cine. De aceea am vorbit și la Academie să facem noi, să ne ocupăm noi de treaba asta, să ne organizăm și să facem ceva mai serios. Chiar zilele astea vom pune bazele unui centru. Sub egida Academiei Române. Da, da, fiindcă trebuie, adică avem o tehnologie care costă imens în alte țări, care, cum să spun, sunt... Cred că primul pas întâi statul român ar trebui să vă asculte, să se așeze la masă cu dumneavoastră și apoi rapid să găsească niște fonduri ca să putem să avem zilnic sau periodic aceste măsuri. Sunt convins că statul român nu se va implica, dar... Dom'le, dar de ce? Stați un pic, e vorba de cetățenii României, de ce nu? De ce să nu se implice, domnule Stanică? Păi, nu se implică și în alte lucruri. De ce s-ar implica în treaba asta, nu? Deci, singura... instituție care se va implica va fi Academia Română. Fără să vă rog să explicați cutremurile din alte zone, vreau să vă întreb dacă există legătură între cutremurile din Gorj și ce s-a întâmplat în alte zone ale țării sau ce s-a întâmplat în Turcia. În primul rând s-a spus că ce s-a întâmplat în Turcia cu ce se întâmplă în România n-are absolut nicio legătură. Au fost niște cutremure și în Vrancea, nu numai în Turcia. Având în vedere că nu sunt specialist în acea zonă, nu pot să dau un răspuns exact de ce, fiindcă, în primul rând, ar trebui să știu dacă există sau nu exploatări de gaze. Da, adică trebuie să fie o instituție a statului care să se ocupe de treaba asta. Da, ca principiu vă întreb, pentru că eu aseară la emisiune am prezentat cazul de la izvoarele Galați, care a fost în urmă cu 80 ani și acolo erau exploatări în zonă și în Gorj sunt exploatări. Ca principiu vă întreb, ca specialist în domeniu, poate exista o legătură între cutremure și aceste exploatări? Păi, hai să ne gândim. În primul rând, cutremurile din Turcia, dacă e să o luăm statistic, am văzut că și anterior, atunci când au avut loc cutremure în Turcia, au fost și cutremure la noi în țară. Deci, o oarecare legătură există. Mulți spun că dacă nu sunt falile, plăcile apropiate, nu influențează. Nu influențează. Dar gândiți-vă la un model foarte simplu. Da, dacă o luăm pe ce spuneți noastră, pe unde și pe ce se transmite, pot influența. Păi, da, de exemplu, dacă o placă intră în rezonanță, în vibrație. Atunci, vibrațiile transmise? Vibrațiile se transmit spre centrul Pământului și după aia urcă sub un alt unghi. Atunci am mers și mai departe cu întrebarea dumneavoastră, înainte să-mi răspundeți dacă pot fi provocate de exploatări. Dacă spuneți că mergi spre centrul Pământului, atunci experimentele care se fac, semnale care se transmit către ionosferă, fără să vorbesc despre niște proiecte anume, pot influența într-adevăr ce se întâmplă în interiorul Pământului? Nefiind specialist în acest domeniu, sunt specialist doar pe cutremurile din Vrancea, nu pot să mă bag într-un domeniu unde nu știu toate informațiile, fiindcă atunci, cum să spun, este ca și cum iei pe cineva specializat într-un domeniu și îl pui să... De acord, nici nu vreau să fac lucrurile acestea, că și interesul meu este... domeniu. Exact. Dar atunci merg cu altă întrebare. Ce a descoperit Nikola Tesla? Și a experimentat chiar în 1898 la New York. Păi, haideți, există posibilitatea să provoci un cutremur? Domnule general, ce se întâmplă? Dacă mai țineți minte că e un ordin ca atunci când unități militare pe jos traversează un pod, să rupă cadența. Cine a făcut armata știe treaba asta. Deci nu trebuie să bată pas de defilare sau să meargă în cadență. Fără cadență. Ce înseamnă? Protecția podului la vibrații, adică la rezonanță. Rezonanța este o chestiune extraordinară de care și-a dat seama eminentul savant Nikola Tesla. Și cu ajutorul unui mic picamăr,
de aproximativ cu partea utilă de o jumătate de metru, a reușit să dărâme acel bloc turn. Deci este real că în 1898 la New York Nikola Tesla a făcut acest experiment, practic a provocat un cutremur în New York cu exact. Ceea ce a descoperit, cu aceste vibrații. Vibrațiile pe bază, deci cum am discutat cu doctorul Armand Stănică și cum pot să spun și eu, eu sunt inginer de rachete antiaeriene, deci de complexe de dirijare a rachetelor. Și la noi, de exemplu, puterea, o verificam puterea în mod rapid a puterea emițătorului la antena parabolică, între două extreme, pe sfoară și la mijloc puneam un bec de 100 de watts. Când emiteam, când ridicam în alta, deci era emisie în antenă, se aprindea becul cu anumită intensitate. Ce înseamnă asta? Toate oscilațiile, de la frecvența de 20 de herți și până la ordinul gigaherților și teraherților, sunt învelesc pământul în toate părțile și în toate adâncimile. Deci, se poate provoca un cutremur de anumită intensitate în alt loc dorit. Atunci vă întreb și mai mult, merg și mai departe. Poate fi țintit locul respectiv? Adică se poate provoca la modul general sau poate fi direcționat această acțiune? În momentul în care a apărut arma geofizică, arma geofizică a fost creată pentru a ținti în anumite locuri. În locuri țintă. Am răspuns la întrebare. Da. Mă îngrijorează să știți răspunsurile dumneavoastră, cu atât mai mult cred că ar trebui să avem acest centru de studii, de prognoză, ca să putem să știm ce ne așteaptă din timp, adică și așa suntem o țară care are probleme din punct de vedere al construcțiilor, cred că ar fi extrem de util. Văd că aveți aici, domnule doctor, aveți fotografii și din Japonia, văd acolo. Am dezvoltat relații de prietenie cu diversi ambasadori, suntem în contact ca institut cu... Adică să concluzionez, că mai mult pe afară vă ascultă lumea decât pe aici prin țară. Da. Acesta este tristul adevăr, dar nu ne dăm bătuți, deja sunt semnale că și în România s-au trezit mai mulți oameni care au înțeles că prognoza seismică există. Deci noi avem dovezi. Am anunțat pe oameni politici cu tot așa, ani de-a rândul, cu două zile înainte, vedeți că urmează un cutremur ca să căpătăm încredere. Și tot nu au fost convinși. Nu, au fost convinși, dar nu au avut nicio putere să ne ajute. Eu sper că puterea oamenilor să vă ajute, pentru că oamenii înțeleg din ce în ce mai mult ce se întâmplă, nu numai în România, în întreaga lume, și doar o anumită presiune publică, sigur, o presiune la nivelul academic, ca să spun așa, nu cu ieșit în stradă, dar lucrurile astea trebuie spuse. Da, nu cu jumătăți de măsură, trebuie spuse. Avem această posibilitate, România este în posesia Cea mai tare tehnologie din lume. Deci din acest punct de vedere. Da. Deci suntem singurii din lume care putem prognoza pe baze științifice un cutremur cu minim două zile înainte ca el să se producă. Domnule Stănică... Și cu dovezi, nu cu pe vorbe sau că am visat asta noapte. Iar în România există două instituții care se ocupă de cutremure. Deci Institutul de Geodinamică aici al unde Academiei ne aflăm noi. Române și Institutul Național de Fizică a Pământului. Nu colaborează între ele? Noi ne dorim o colaborare de ani de zile, fiindcă avem activități complementare. Dumnealor studiază cutremurile atunci când se produc și după ce se produc, iar noi le studiem înainte să se producă. Ar trebui să lucrați împreună. Ar fi ideală o colaborare.
Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit astăzi aici alături de dumneavoastră. Eu am să rămân în legătură cu dumneavoastră pentru telespectatori. Vă rog să mă țineți la curent. Dacă autoritățile române nu au de gând nici în alt despre aceasta să facă ceva, eu voi încerca să fiu cumva purtătorul dumneavoastră de cuvânt pentru români. Și să completez, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnule general. Tesla a folosit acel picamăr, deci rezonanța. Nu să folosiți oamenii tot ca domeniul rezonant. Nu-i folosesc, nu, e în sensul că, pentru vă sprijiniți de rezonanța oamenilor. Așa, exact. Ca să ajungem la, la cei care decid. Da. Tot în încheiere vreau să mai zic doar două lucruri. Unu, scopul nostru principal este să avem un astfel de centru în România. În România, fiindcă dorința noastră cea mai mare este ca la următorul cutremur să nu mai moară, dacă se poate, nimeni. Avem această tehnologie, deci se poate. Numai că pasul 2, această informație nu este de ajuns. Am vorbit cu colegi din alte țări, Israel, de exemplu, dumnealor au niște norme metodologice prin care pot evacua vreți să explicați în două zile fără incidente. Această informație și faptul că puteți identifica și zona pot ajuta autoritățile să evacueze zonele cu risc major. Dar nu este suficient. Trebuie făcute niște norme metodologice. Fiindcă dacă, cum să spun, am vorbit mai demult cu factori de decizie din țara noastră și spuneau, dacă mă anunțați cu două zile înainte, eu nu pot evacua Bucureștiul fără incidente și este posibil să moară mai mulți oameni după în acest haos decât de la cutremur. Așa este. Și atunci trebuie, cum să spun, foarte bine gestionate aceste informații și organizate. Care nu poate fi aruncată haotic. Exact. Deci până nu ai niște norme de reacție la această informație, această informație nu poate fi folosită. Dar vestea cea bună este că la Academia Română deja aceste norme sunt aproape de final. Extraordinar, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați primit aici acasă la dumneavoastră, pentru că înțeleg că e a doua casă. Sper să nu mai fie supărată doamna pe dumneavoastră să vă trimită să vă găsiți un loc de muncă. Vă mulțumesc foarte mult și rămânem în contact. Să rămână.